Cel mai dificil moment din viața Stelei Popescu a fost pierderea sufletului pereche, puiul Maximilian. Sunteți tot timpul foarte veselă. Am vrut să vă întreb, ați avut vreodată un moment de cădere groaznică? Da, când a dispărut, am început și zic, aș fost așa, a murit mama și până a murit puiul. La mama mă așteptam pentru că era foarte bolnavă și avea 82 de ani și știi că începi să-ți pregătești sufletul pentru această despărțire. Dar când a murit puiul am fost... Puiul avea 66 de ani. Înotat 3 ore pe zi, făcea gimnastică, era ceva, numai la boală nu puteai să te gândești. Și exact asta s-a petrecut. Atunci am crezut că nu o să mă pun pe picioare, o vreme. Dar pe urmă mi-am dat seama că cei de acolo, eu cred că așa e de fapt, cei de acolo de sus, nu vor ca noi să plângem, ca noi să cădem, ca noi să ne ascundem sub obroc. Eu cred că ei vor să ne vadă puternici și să mergem înainte. Asta e convingerea mea. Iar eu care spuneam textele lui Puiu și trăiam prin asta, era normal să vreau să le fac, știi? Și așa că nu... Practic, rezortul a fost prin muncă? Prin muncă, nu? Este o meserie care te ține în picioare. Nu-ți dă voie, pentru că ești în fața a 400-500-1000 de oameni. Și nu-ți dă voie să cazi. N-ai voie să cazi. Tu trebuie să fii acolo. Și tu trebuie să le dai lor energie și frumusețe și bunătate. Ești dator dacă ai ajuns acolo. Și atunci... Dar tot